Orice conducător auto care circulă pe drumurile publice are obligația să se pună în acord cu prevederile codului rutier, cu atât mai mult cu cât unele dintre acestea au menirea de a-i proteja pe participanții la trafic de eventualele incidente rutiere. Iată ce trebuie să se găsească în portbagajele autovehiculelor. Atragem atenția conducătorilor auto că au obligația să-și doteze autovehiculele cu singători de incendiu, două triunghiuri reflectorizante și truse medicale omologate și aflate în termen de valabilitate. Conform codului rutier, șoferii care conduc autovehicule pe drumurile publice au obligația să-și echipeze mașinile cu următoarele. Minim un stingător de incendiu care trebuie să se afle în garanție și să aibă inscripționat termenul de valabilitate, două triunghiuri reflectorizante omologate internațional, trusă medicală de prim ajutor al cărui ambalaj trebuie să asigure o etanșeitate corespunzătoare pentru protejarea conținutului și să se afle în perioada de garanție. Conținutul minim al trusei sanitare auto cuprinde un instrumentar alcătuit din foarfecă, lamă și un dispozitiv intermediar pentru respirație gură la gură. Totodată, importante sunt materialele sanitare de genul leucoplast, pansament, tifon, mănuși de unică folosință. Nu în ultimul rând, din trusa medicală, nu trebuie să lipsească acele de siguranță, folia izotermă și instrucțiunile de prim-ajutor. În cazul în care autovehiculele nu sunt dotate corespunzător, riscați să fiți amendați de către poliție, iar în situația unui eveniment rutier, vă puteți chiar pune în pericol siguranța. În caz contrar, riscați să fiți sancționați contravențional, iar în cazul unui eveniment rutier, vă puneți în pericol uh, siguranța și chiar viața.